Jandarmii brăileni au ieșit la iarbă verde și nu pentru a se relaxa, ci pentru a face curățenie. Peste 20 de militari s-au înarmat cu greble și saci de gunoi și au acționat în părculețul de lângă unitate. În ajutor le-au venit angajații Direcției de Administrare și Gospodărire Locală, care au transportat iarba proaspăt tăiată și saci cu deșeuri. Este o activitate benevolă pe care jandarmii brăileni o desfășoară împreună cu reprezentanții primăriei municipiului Brăila, dat fiind faptul că acest părculeț se află în imediată apropiere a Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila. Jandarmii doresc să aducă un sprijin pentru locuitorii din zonă, mai ales pentru copii. Tăiem iarba, au fost strânse toate crengile căzute după furtuna din ultima perioadă, sacii sunt duși la intrarea în părculeț, de unde vor fi preluați de către reprezentanții de AGL Brăila. Foarte frumoasă, adică ai binevenit, că-ți dau copii și era iarba aici multă. Am uite, era neîngrijit. Am mai tăiat odată primărie, chiar i-am văzut. Am mai fost tăiat, dar de la ploaie am mai crescut. Da, am vorbit cu dânsul, laudabil ce faci acțiunea asta. E o zonă în care vin mulți copii, nu? Chiar vin, dar cred că de când n-a fost iarba tăiată, n-au mai venit copii, bănuiesc. Jandarmii au recurs la acest gest gândindu-se la pericolul la care oamenii din zonă se expun, iarba depășind un metru înălțime.